ca să știți. Mai am câteva. Bun, atunci când facem un eveniment special și urmează un invitat special, Nicu Orescu, care a avut un incident. Și am zis o mulțime de lucruri legate de marketing și slăbări astea care se schimbă în casă. Uneori par așa, bă, ce mai trebuie să fac? Până acum era asta, mai bine asta cu algoritmii noi, mai bine cu automatizările, sunt foarte multe lucruri de făcut. Și exact așa e. Partea pe care trebuie să o faci este să vezi oportunitatea de acolo, pentru că mulți se gândesc, avem foarte multe de făcut și nu fac nimic. Și atunci tu poți să ai un sprint de 6 luni, până când cineva încă începe să o facă. Vorbeam de Google Shopping, este deja de un an folosit, și încă sunt multe oportunități, sunt multe nișe în care este puțină lumea acolo. Dar despre un alt tip de marketing și tot ce se mai poate face, să ne vorbesc dorim. Hai, la aplaudăm! Ne facem un selfie cu voi imediat, revenim imediat. Stați așa. Opa. Video. Moment publicitar. Da, da, da. Așa. Ăștia suntem. Victorie, toată lumea. Pac, mulțumesc. Bă, să știți că eu să vorbesc mult. Deci dacă ea dinaintea mea a spus bă, să vorbească puțin și au vorbit mult, eu o să vorbesc mult, eu de felul meu vorbesc mult. Sper să vă și placă, sper să vă ajute să plecați cu ceva de aici care să fie chiar valoros pentru voi. Aș fi vrut să știu, aș vrea să știu câți dintre voi ați venit astăzi aici cu Uber. Ok, și câți au folosit Uber în ultima săptămână, să zicem, sau în ultima lună? Mult mai mulți. Airbnb în ultima lună, mulțumesc. Mulți oameni, ok, interesant, cursuri pe Udemy, face cineva, ați urmărit, ați urmat cursuri pe Udemy, ok, foarte tare. Câți dintre voi faceți marketing singuri? Voi, voi, ok. Deci, când ajungem la marketing, vrem să punem noi acolo mâna, nu? Că doar noi știm exact cum se face, n-are cum să știe altcineva. Avem încredere să ne urcăm în mașinile unor străini, să locuim în casele unor străini. Ați trimis vreodată un copil, ați trimis copilul Uber undeva, Uber Select, ați trimis cineva, că eu mi-l trimit. Ok, dar marketingul, doamne, mi-am dat seama de chestia asta, eu m-am făcut de marketing afiliat de 10 ani, de 11 ani. Și cât târziu mi-am dat seama de discrepanța asta fantastică pe care o avem, că dăm dreptul unor oameni străini să facă lucruri foarte personale pentru noi. Dacă suntem gazde pe Airbnb, de exemplu, să mergem noi în casă, asta nu fac, dar aș face. Dar când vine vorba de marketing, am auzit foarte des cum să las pe cineva să facă o reclamă pentru mine. Păi, uite așa cum se uite, îl lași, că tu ai altă treabă, nu? Dacă vrei să faci marketing, dacă vrei să fii om de marketing, te invit să vezi prezentarea asta ca pe un exercițiu foarte interesant și să vezi cât de multe poți. Dacă tu vrei să faci business și vrei să faci e-commerce, o să încerc să spun cum poți să câștigi timp și competență colaborând cu alți oameni, cu mulți alți oameni, într-un sistem similar cu Uber, cu Airbnb și cu toate platformele astea despre care v-am spus acum. Bun. Mi s-a părut foarte tare tema pe care a propus-o Cosmin, cum să vinzi online în 2020. Că nu e un lucru de la sine înțeles. Noi cei care suntem în industrie mai vechi, de la un punct încolo, credem că, nu știu, toată lumea știe cum să facă. Și că dacă știm noi, știe toată lumea, și mă rog, că nici noi nu știm tot, de fapt. Chiar nu știm decât foarte puțin. Și eu îmi pun întotdeauna problema despre, dacă e vorba de marketing, mai ales dacă e vorba de business, când, cum va arăta piața în care activez peste 5 ani. Pentru că nu acum îmi construiesc avantajul competitiv. Nu acum câștig. Câștig în 5 ani acum încolo. Dacă eu îmi dau seama cum va arăta piața mea peste 5 ani și îmi construiesc business-ul pentru atunci, ăla o să fie avantajul. Atunci o să am câștig. Pentru că dacă mâine se schimbă ceva peste noapte, celor care li se pare că e peste noapte, li se va părea absolut imposibil de adaptat. Însă sunt foarte mulți oameni care și-au dat seama cu mult timp înainte ce se întâmplă. Câți dintre voi v-ați uitat vreodată la să-ți auzit de serialul Mad Men? Este un serial absolut remarcabil, este fabulos despre publicitatea făcută.
așa cum eu când am intrat în publicitate, nu știam încă de Madman, dar pe el îl căutam, pe domnul ăsta de acolo, care îi dădeai orice brand, din orice industrie, iar publicitatea era din 50 din Statele Unite. Abia apărea televiziune. Și veneau brandurile la agenția de publicitate unde lucra Don Draper, domnul aici arăta și bine, fuma și bea toată ziua, din bea și fuma în spital, de fapt, copii nu exista, tot după și scotea niște reclame, frate, nu, plângeai lângă de cumpărai orice ar fi făcut el. Doar că treaba asta, astăzi, e un pic mai complicată. Și am slide-ul ăsta de vreo 2 ani, de vreo 3 ani, unele din platformele de acolo au și dispărut, cum e Google Plus. Cred că mai sunt și altele, nu mai sunt sigur care mai sunt valabile și nu mai sunt valabile, dar nu îl schimb special ca să transmit ideea că sunt multe lucruri la care trebuie să te pricepi și la unele abia când începi să te pricepi, ele dispar. Și atunci, dacă tu pierzi timpul să înveți platforme care nici nu știu dacă o să ține minte sau nu, o să prindă, o să aibă tracțiune sau nu, nu mai ai timp să ocupi de business. Și acum, dacă înainte era publicitatea full service, pentru că erau agenții de full service, cum era Don Draper, te duceai la agenția lui și el îți făcea tot. Creație, strategie, îți trimitea și creațiile către media. Media însemna radio și presă. A apărut și TV-ul, ok, îți dădeai ceva la TV. Și gata, mesajul tău ajungea la milioane de consumatori. Însă, erau foarte puține companii care puteau să facă asta pe sistemul ăla. Era un sistem accesibil doar pentru companiile foarte mari, pentru că era foarte, foarte scump. Acum, în momentul care este self-service, au avut acces mulți oameni să devină specialiști în platformele astea, doar că, în general, ca orice om, te ajungi să te pricepi la una, două, maxim trei. Dacă tu ai un business, însă, ai nevoie să fii prezent pe toate platformele, să le folosești pe toate. Și dacă ar fi să angajezi câte un specialist pentru fiecare platformă din aia, te-ar costa o grămadă de bani, dacă ar fi să lucrezi cu agenții, iarăși te-ar costa la fel, atunci am dat seama că problema pe care încercăm noi să o rezolvăm și care sună cam așa, mă ocup de marketing unui magazin online, să zicem, de produse cosmetice, aș putea să dau 10% din vânzări pe marketing, poate să fie 8, 3, 12, aș putea să dau 10%. Dar unde îi găsesc pe aia care chiar să facă reclamă cu 10%? Și să-și cum îi aleg, de unde știu cine e bun și cine nu e bun? Cum fac să decid cu cine lucrezi și cu cine nu lucrezi? Cum îi plătesc? Și atunci ajungem la marketing afiliat, care foarte pe scurt este din două perspective, ori publicitate plătită la cost pe vânzare, care rezolvă o problemă foarte veche, și anume, e o vorbă de 100 de ani, cred că John Wanamaker, un om de afaceri, de la începutul secolului trecut, a spus că jumătate din banii pe care îi dau pe reclamă, îi arunc pe fereastră. Problema e că nu știu care e jumătate. Și atunci, dacă plătești doar la vânzare, rezolvi problema asta, însă mai mult decât atât, de fapt și de drept, este modalitatea de colaborare dintre un magazin online și niște oameni care vor, sunt dispuși și știu să promoveze magazinul ăla, încasând bani doar dacă vând. Ceea ce e un mindset complet nou și, de fapt, ăsta este marketingul afiliat. Este un mindset, este un framework de colaborare diferit față de celelalte tipuri de colaborări. Bun. Ca să facem așa un pic de introducere, magazinele care folosesc afiliații se numesc advertiser, cei care generează vânzări se numesc afiliați. Voi, de aici, sunteți advertiser. Probabil, în marea majoritate, ați putea să fiți afiliați, așa cum sunt mulți afiliați care sunt și advertiser. Chiar avem în platformă, mai avem câțiva, l-am văzut pe Victor Dulu pe aici, salut. Și mai sunt. Ceea ce e libertate foarte mare. Acum 30 de ani nici nu puteai să te gândești că poți să faci asta. Acum nu mai contează atât de mult rolul, contează omul și capacitățile lui și cum vrei să câștige bani și să, nu știu, contribuie la lumea asta, la ecosistemul de marketing în care suntem noi. Mulțumim foarte mult, Andrei. Mulțumim. Ca să intrăm un pic mai în detaliu, vă spun câteva exemple de afiliați din Tuperform, că vă dați seama cam cine sunt aia care promovează. Și avem MyBlog.ro, de exemplu, este un site de review-uri, de recenzii, unde Mihai Croitoru, este un om, și cu soția lui Elena Croitoru,
scriu review-uri despre produse și învață oamenii cum să-și aleagă o saltea cu apă, un cuptor cu microunde. Evident că merită, mai ales pentru produsele de valoare ceva mai mare, la care decizia durează puțin, la care atunci cumpărătorul, când vrea să cumpere, are nevoie de informații, are nevoie de sprijin. Și dacă se duce la un magazin, evident că magazinul îi spune cumpără de la mine, că de la mine e cel mai bine. Dacă intră pe MyBlog, citește cum să cumpere, cum să-și aleagă produsele și după aia vede două sau trei sau patru oferte diferite și dacă dă click pe ele și dacă după aia cumpără, proprietarul MyBlog nou va câștiga un comision din acea vânzare. Apropo de tipurile de afiliați, care sunt cele de mai devreme, sunt mult mai mulți, sunt site-urile de conținut, cum am spus, sunt specialiștii din pay-per-click. Este o categorie foarte interesantă, care nouă ne place foarte mult și care a crescut foarte mult în ultimii ani. Sunt antreprenori, sunt specialiști foarte buni în Google și Facebook, care îi cumpără trafic și promovând magazinele online pe banii lor, cumpără trafic la cost pe click din Google și îl vând către magazinele online la cost pe SEO. Ei își asumă un risc cumpărând acel trafic și trimițându-l către magazin, pentru că s-ar putea să nu vândă, s-ar putea să n-aibă produsele pe stoc, s-ar putea, un milion de ruble s-ar putea să se întâmple. Inclusiv s-ar putea să dea 10 lei pe click sau pe o posibilă tranzacție, dar comisionul să fie de 7 lei și să iasă pe minus. Dar ce e foarte mișto la oamenii ăștia este că odată ce ai intrat în colaborare directă cu ei, dacă tu convertești bine, dacă tu ai ofertă comercială bună și ei sunt profitabili în relația cu tine, pot crește foarte mult și foarte rapid volumul de trafic atunci când tu te ocupi de altceva, fără ca tu neapărat să le spui crește volumul sau crește bugetul, pentru că nu e propriu pe banii tăi, ci se cadrează la acel procent pe care tu ai creat de la început, că ești dispus să-l plătești din fiecare vânzare. Cine mai avem aici? Mai avem publisherii care sunt în multe ori în site-uri foarte mari, proiectele de cashback care cresc și sunt un canal sau un tip de proiecte de trafic foarte, foarte puternice, mai ales în străinătate și că au crescut și la noi foarte mult în ultimii ani. Agregatoarele de produse pe industrie, comparatoarele de prețuri, evident că sunt unele dintre cele mai potrivite proiecte pentru afiliere, pentru că nu intri pe un comparator de prețuri că n-ai ce faci. Intri că vrei să cumperi. Ești exact în momentul în care alegi de unde cumpără un anumit produs și le funcționează bine pe afiliere, la fel și comunitățile de shopping de pe Facebook, de exemplu. Aici n-am avut loc, sunt numele unor oameni care sunt pus așa la 90 de grade, că n-am avut loc să le pun. O să vă arăt pozele lor și o să vă spun câteva cuvinte despre 8 dintre ei. Cleanba, Ciprian Răgoi, un tip și un programator extraordinar, unul dintre cei mai vechi afiliat de TuPerformant. El de altfel are și EcomJobs, Pugrom, împreună cu soția lui, la Minia Miberi, Drăgoi, și a lansat de curând timpul angajatorului din e-commerce, vă recomand, este super tare publicația. Daniela Văduva este o tipă în argumentă din Ploiești, face PPC împreună cu soțul ei, chinezul.eu, pe care l-am văzut mai devreme pe aici, pe undeva, cred că o să vorbească, că el, dacă ajunge la un eveniment, nu se poate să nu fie speaker. Deci dacă nu era pe agenda, parcă organizatorii imediat ce a intrat în sală. Răzvan Căperea, un programator foarte bun, are un tool foarte mișto de feed-uri, face niște lucruri absolut magice cu feed-urile. Pe baza feed-urilor de produse din TuPerformant, poate să construiască un site de afiliere extrem de ușor. A făcut un fel de WordPress pentru feed-uri, foarte șmeche. Octavian este, cred că încă este cel mai afiliat cu cele mai multe comisioane generate vreodată în TuPerformant și pe legist foarte bun. Claudia, conținut foarte multe review-uri și pe beauty și pe fashion și în general produse pentru femei. Dragoș este foarte bun pe Facebook Ads și experiență foarte mare are și el. Unul dintre cei mai vechi afiliați din TuPerformant este și un grup de marketing afiliat pe Facebook, în care vă recomand să vă înscrieți, puteți să aflați multe de acolo, și Tudor Stănică, blogă pe Travel și, în general, generator de conținut pe Travel. Am vrut să vă arăt că sunt oameni, la fel ca voi, la fel ca oricine, dar care au ales chestia asta din tot universul ăsta posibil de marketing, ei au ales să facă afiliere și o fac foarte bine. Oamenii ăștia au generat câteva sute de mii de vânzări până acum. Multe sute de mii de vânzări.
Ne întoarcem pe, sau ne ducem pe partea la ce branduri folosesc marketingul afiliat. Amazon a început la nivel global afiliat în 1996. Dar au lansat ei, nu ei au fost cei care au lansat, dar în momentul în care au adoptat Amazonul și au lansat Amazon Partners, de atunci fenomenul ăsta a prins tracțiune la nivel global și la fel cum se întâmplă și în România, dacă face Imago ceva, se dezvoltă piața, așa a fost și la nivel global. Excelentă treabă au făcut și mai fac în continuare. În România am început în 2009 cu două parole.ro. To Performant, by the way, este fosta două parole.ro, în caz că nu știu dacă ați auzit de două parole. Și nu știți ce s-a întâmplat cu ei, suntem tot noi, dar ne numim To Performant. Și apropo, astăzi este ziua fondatorului Două Parale. Vă vine să credeți chestia asta, deci Radu Spineanu, care a fondat Două Parale în 2008, astăzi împlinește, nu știu, în decent de puțin, 30 și ceva, este ziua, în fin. Astăzi avem peste 600 de branduri. Ia uite până la tine acolo. Acum nu vă zis. Astăzi avem peste 600 de branduri în To Performant, care fac afiliere activ. Cred că sunt spre 1000 de branduri în toată România care fac asta, deci e deja un fenomen destul de răspândit. Niște exemple de advertiseri, branduri mari, dar și startup-uri. Mă rog, aici am pus numai branduri mari, dar sunt și foarte multe startup-uri. Însă e important să știți că la fel ca în orice lucru pe care îl faceți în e-commerce, ăștia sunt competitorii voștri. Și voi concurați cu ei pentru atenția afiliaților, pentru, evident, pozițiile din Google, pentru atenția consumatorilor, pentru buzunarul consumatorilor, pentru absolut orice. Și dacă v-ați gândit atunci când ați lansat sau vă lansați, vă veți lansa magazinul online, că aveți o armă secretă cu care să-i bateți pe ăștia, la fel trebuie să vă gândiți și când intrați în afiliere. Că dacă Elefant, de exemplu, care este, cred că din 2010 în Două Parale și are mii de afiliați cu care colaborează de atunci. A avut colaborare neîntreruptă în toată perioada asta. Ei plătesc 7% din vânzări. Un afiliat care colaborează cu Elefant poate de 6, de 7, de 8 ani, trebuie să-i dați un argument foarte puternic ca să vă acorde atenția lui și să riște începând să colaboreze și cu voi, și să colaboreze ceva mai puțin cu Elefant. Nu e un lucru nou, orice competiție înseamnă asta, doar că de multe ori oamenii când intră în afiliere se așteaptă, pentru că noi așa cu toții suntem cei mai frumoși, cei mai deștepți, cei mai produsele noastre sunt cele mai bune din lume, toată lumea abia o să aștepte să le promoveze și eu trebuie să vă spun că nu e neapărat așa, sau poate că o fi, doar că trebuie să găsiți un argument foarte, foarte bun care să-i concurați pe acești brand. Trebuie să învățați de la ei, după părerea mea, sau o recomandare pe care o fac foarte des este să vă faceți și voi un cont de afiliat, cine este interesat să-și facă un cont de afiliat în To Performant. Este gratuit, este foarte simplu, nu presupune nimic, nicio obligație, și să aplicați la programele lor de afiliere. Sau și mai bine, să aplicați la programele de afiliere ale companiilor din categoria voastră, că îi vedeți pe toți, sunt publici și vedeți că, cum spuneam, 600 și ceva de clienți. Și aplicând acolo, începeți să vedeți cum comunică, ce se întâmplă, începeți să simțiți vibe-ul de acolo. Ca să mai spun că vedeți în timp real toate tranzacțiile care se întâmplă în To Performant, ce valoare au, ce categorie, ce comisioane se dau și un tool foarte util de research. Acestea sunt câteva exemple de comisioane pe care le dau brandurile curente din care sunt active acum în To Performant. Și iarăși și aici e bine să vă uitați, nu neapărat dimensiunea comisionului contează cel mai mult, deși poate să atragă atenția, dar este un factor cu siguranță important în momentul în care un afiliat decide dacă va colabora cu un magazin sau nu. Bun, comisionul mediu la nivel de rețea este de 7%. Să aveți așa o idee, vai cam cât se plătește pe o vânzare prin To Performant. Categoria beauty 8%, 1% că ăștia săraci în ITS n-au marjă, nu știu de ce. Eu sincer că dacă cineva lansează acum un magazin online în ITNC, nu înțeleg de ce ar face, dar știu că mai sunt romantici de genul ăsta. Și în fashion e 12%. Pac! Am văzut cum s-au ridicat telefonica pe fashion. Sau 12%, nu știu. Sunt curios că dintre voi lucrează cu marketplace, voi mari marketplace. Ok? Cam puțin, de ce nu vreau și restul?
Că știu chiar se vinde, se vinde și el. Vreau să spun că la, la marketplace știu comisioanele general sunt mult mai mari, sunt și volum și alt principiu. Comisioanele sunt mai mari. Diferența însă este că dacă la marketplace nu ai, nu ai niște bătăi de cap din punct de vedere al relației directe cu consumatorul, dar nu ai nici proprietatea, să zicem, pe consumatorul respectiv, care nu e clientul tău, clientul imagului sau proprietarului de marketplace, prin tu performant, toți clienții care vin sunt rămân clienții voștri. Nu e, practic, ei cumpără de pe magazinul vostru. Mai mult, traficul care vine pe site-ul vostru, trimis de afiliați, iar vostru puteți remarketa, puteți face ce vreți cu el. Ce mai cereți la de afiliere? Că am vorbit până acum de afiliați. Noi am construit o platformă care măsoară cine generează vânzări și ce bani trebuie să îi se plătească, practic. Și atunci facem tracking-ul de trafic și de vânzări. Am construit o, e o platformă, un marketplace, este fix un fel de Uber pentru marketing, un fel de OLX, are multe, Airbnb, în care părțile astea două, afiliații și advertiserii, pot colabora foarte ușor. Ei, fiecare dintre ele au un singur cont la noi, au un contract cu noi și pot colabora cu zeci, sute sau chiar mii de parteneri foarte ușor. Pentru asta noi percepem un abonament lunar. Avem și un setup fee, dar nu ăla mi se pare important, e chiar de 99 de euro. Avem un abonament lunar și un comision care se calculează din comisiunea afiliaților, dar media este în jur de 2% din fiecare vânzare. O să perfec așa. Aici am făcut așa un desen în care arătăm că încercăm să îi legăm pe cei din dreapta cu cei din stânga, măsurăm traficul și vânzările de sus și pe partea de jos, așa mai pe sub mână, luăm banii și dăm bănuții. Facturica, știți, mai intra facturica, mă amuză foarte tare că la orice nivel, la oricât bani ai cere, când facturezi, este facturica. Și e cu rușine, așa, ți-e și jenă să cere bani. Dacă se poate, dacă au intrat bănuții, 12.000 de euro, doamne, trebuie să vă plătesc, ce bănuți, mă lăsați un pic cu facturica. Și ce e foarte tare e că în afiliere, în general, dar poate la noi mai mult decât în alte locuri, noi facem chestia asta, recuperarea banilor și plata mai departe, foarte transparent și foarte rapid. Toate magazinele de performanță au afișat în platformă, tipul în care procesează comisioanele, tipul în care plătesc, astfel cu partenerii afiliații pot vedea dinainte acest comportament al partenerilor și știi ce magazin plătește repede, ce partener plătește încet. Și noi plătim afiliații în fiecare săptămână, plătim în săptămână. Până acum, astea au fost rezultatele care s-au realizat prin intermediul nostru. Au fost, ne apropiem de 5 milioane de tranzacții anul ăsta, sigur, am trecut, am făcut 800.000 de tranzacții, au fost desfășurate pe intermediul nostru, de fapt, mă rog, nu le-am făcut, chiar nu le-am făcut noi deloc, le-am făcut afiliații împreună cu magazinele. Noi i-am ajutat să se cunoască. Ne întoarcem la problema pe care am povestit-o mai devreme și haideți să vă arăt care este soluția pe care noi o propunem. În cadrul platformei avem un clasament al afiliaților, care este și general la nivel de rețea, dar și pe fiecare categorie în parte. Astfel că magazinul pe care vorbeam mai devreme de cosmetice poate să vadă că în categoria de beauty, Cristina Silvia este pe locul 1, din punct de vedere al numărului de vânzări generate în ultimele 90 de zile prin To Perform. Este clar că este cea mai bună, pe locul 1. Doi ani la Guianu, care a vândut mai mult decât Lucian Ionescu, care Lucian Ionescu, apropo, are o cupă galbenă la doua, asta înseamnă că e locul 1 la nivel de rețea, e cupa aia de aur. Deci Lucian, care este pe locul 1 la nivel de rețea, este pe locul 3 în categoria beauty. Și e important, nu neapărat dacă ești pe locul 1 în fashion, dacă ești bun și la beauty sau în niciun caz la IDNC. Și în felul ăsta poți să găsești exact cine știe să vândă produsele tale. Și dacă ING Bazar, cât se trebuie ales aplicația de mobil de la ING pe telefon? Ok, în aplicația ING există o secțiune care se cheamă ING Bazar, care e un marketplace. În acel marketplace sunt promovate niște magazine online. Multe din ele, nu toate, dar multe din ele, sunt
promovate prin intermediul nostru. Raiul de Bazar este un afiliat și dacă voi dați click pe reclama aia și cumpărați de pe telefon în următoarele între 14 zile și 30 de zile, ING Bazar va câștiga un comision din și noi. Și noi și ING Bazar va câștiga un comision. Și magazinul ăla va încasa niște bani. Și ING Bazar a făcut mai mult decât Goma Music sau decât revista Andreea Raicu. Mai mult. Vedeți și tendințele fiecărui afiliat din ultima săptămână. Au crescut sau au scăzut? În momentul în care vezi că, uite, 7 topuri e luni, sunt sub mii. La relevant sunt, să zicem, sub, da, sunt mii, peste 10.000 de afiliate listați, mai mult, nu mai știu. Listați în regulul nostru, însă aici poți să vezi că dacă o categorie crește, cum e aici, 6 din 7 sunt pe verde, înseamnă că e un moment foarte bun pentru industria respectivă. Și dacă tu ești din industria, de exemplu, și scazi, poate că ratezi niște oportunități. Și merită să te uiți mai cu atenție la asta. Aici sunt două prinsi din platforma, din analytics-ul platformei noastre, ori la care se lochează userii din TuPerform. Cele două categorii de user din TuPerform. Afiliații și advertiseri și magazine. Și după cum puteți să vedeți, există o categorie care se lochează mai degrabă de la 8 la 6 de luni până vine, cu cât e un albastru mai închis, cu atât sunt mai mulți oameni. Și există o altă categorie care se lochează cam tot timpul. Evident, dar sunt magazine și asta afiliați. Vreau să nu mă prefer să vă întreb voi ce credeți, trecem peste etapa asta. Și e foarte normal, pentru că pentru magazine, afilierea este doar o bucățică din tot ce fac ei. Este un job până la urmă. Și dacă ești antreprenor și dacă ești angajat, nu contează. Este o bucată din tot ce faci tu. Însă pentru afiliați, este aproape tot ce fac ei. Average user-ul TuPerform se loghează de 22 de ori, are 22 de zile se loghează TuPerform și are vizită medie de peste 10 minute și de peste 10 pagini. Sunt unii care stau cu TuPerform deschis de când terminează și până seara. Chiar e etapa acolo, nu fac doar asta, dar este acolo. Și ce mi se pare foarte important de înțeles este că în momentul în care colaborezi cu afiliații, nu ai doar traficul ăla pe care îl primești la post pe sale și nu ai doar competența lor, ai atenția și timpul lor în perioada aia externă. Ai sâmbătă seara, dar ei sunt rogați în platformă. Duminică dimineața, duminică la 5, luni la 5 dimineața sunt oameni rogați în platformă care încearcă să fac afiliere. Și dacă ai oportunitate la un moment dat sau o problemă, oportunitate, nu știu, competitorul tău principal a rămas fără stoc. La o chestie la care el era indexat pe 1, știu, era pe 2, sau pe 3, sau pe 7. Și cel mai mari chirurgicale, să zicem, să luăm un exemplu în întâmplare. Și dacă el rămâne fără stoc, tu vrei să împingi acel produs repede și e sâmbătă seara. Nu vreau să zic, adică nu vreau să zic de rău nici de colegii de marketing și nici de altceva. Dacă îmi scrii cuiva, te rog, ajută-mă, fă și în campanie de AdWords sâmbătă seara că a rămas nu știu cine fără măști chirurgicale și vreau să vând eu, șansele ca omul să-ți răspundă sâmbătă seara să și facă ceva destul de mici. Afiliaților s-ar putea să nici nu trebuiască să le scrii, pentru că ei au simțit deja oportunitatea, poate, și au început de să o fructifice. Sau le scrii, ei sunt online și încep să trimită trafic către tine. Sunt niște parteneri care vor să vândă și ei produsele tale. Pentru că, până la urmă, prin afiliere, asta obții. Îți extinzi echipa de... Se leagă numai de diferența de mare între marketing și vânzări din afiliere. Adică, în general, oamenii de marketing sunt doamne, nu prea avem, noi facem awareness, ne aducem trafic, noi de... Jobul nostru este să sune telefonul, era o vreme în offline, sau să intre un show, sau să pună produsul, sau să ții la lui pe site. După aia te descurci. Afiliatul este un tip de om de marketing mai nou, care este foarte mult legat de vânzări, care înțelege că, de fapt, scopul final al marketingului sunt vânzările. Și atunci, ăsta este un avantaj de un pe care îl ai,
de lucrări de la filiere. Am avut șansa anul trecut să țin o prezentare de despre ceea ce facem, despre uberizarea marketingului, că asta, așa numesc eu fenomenul ăsta, anul trecut la TEDx Brașov și dacă sunteți curioși și m-aș bucura să căutați prezentarea, cred că explică foarte bine care sunt oportunitățile și care sunt schimbările enorme care au început deja și care vor urma din ce în ce mai mult în felul care se face business, marketing, comunicare, publicitate în următoarea perioadă. Tehnologia a adus niște lucruri pe care încă puțin le înțeleg. Am un curs pe Udemy pe care l-am lansat anul trecut, deocamdată este doar pentru afiliați, am făcut un curs pentru afiliați, cum să câștigi bani folosind platforma cu performanță. El la rate card este vreo 30 și ceva de euro, sunt promoții tot timpul. Sincer, nu pentru banii aia am făcut cursul, însă avem 10 de filme pe YouTube și sute sau mii de articole pe blog în care învățăm cum se facă, însă am vrut să explorăm direcția asta de Udemy și este foarte interesant. Acum avem 200 de studenți înrolați și un rating de 4,7 din 52 de ratinguri. Așa suntem noi, asta este o parte din echipa noastră, unii sunt și aici cu noi și le mulțumesc că au venit. Dacă vreți să vorbim despre marketing, despre uberizare sau despre altceva, suntem aici și în pauza care cred că urmează chiar acum. Dacă aveți întrebări, ăștia suntem. Mulțumesc frumos! Uite, am vorbit mai puțin decât să așteptam, Cosmin. Am zis că o să vorbesc mult și... Mă rog, m-am ținut de cuvânt. Să mai spun, am ceva, nu mă descurc.